Mă, bădălău, mă. Mă, băiatule, mă. Ce faci tu acolo? Ce-i cu tine? Până acum, bădălău se ușchea de la ședințe pe ieșirea șoferilor. Nu-l vedeau reflectoarele la față. De ceva timp, bădălău ăsta e foarte prezent, ați observat? Îi trage el pe jurnaliști de mânecă. Mă, băieți, mă, voi știți cine sunt eu, mă? Sunt bădălău, băi, Nicu Bădălău, number 2 în PSD. Hai, mă, Nicule, bagă tati. Cum e Tudose, Nicule? Avem un premier bun actual, o guvernare bună cu care mergem înainte. Și vreau să vă spun că echipa Mihai Tudose și Marcel Ciolacu e o echipă extrem de bună, o echipă extrem de pragmatică. Eu nu vreau să-i dau sfaturi, dar consider că în momentul ăsta România chiar are un premier care poate face lucruri bune pentru țară și pentru populație. Așa, bădălău, așa, Nicușoare. Deci pe tine au pus ăștia bombele, a? Da, ia zi, cum e conducerea PSD? De Neli Vache, ce mai zici? E loc de mai bine. Așa cum v-am comunicat, e loc de mai bine. Nimeni nu-i perfect, domnișoară, și e loc de mult mai bine. Gata, bre, gata, am înțeles. Mulțumim, domnule bădălău. Tot timpul e loc de mai bine. O, meștere, ho, că nu ești la partid aici, nu suntem idioți. S-a înțeles, Nicule, că nu mai ești cu Neli Vache. Așa încep, domnul Dragnea, așa încep ăștia. Că, domne, e loc de mai bine, că nu știu ce, după care se obrăznicesc și încep să comploteze. Dacă n-o fi început deja neanicul ăsta. Pentru că ia uite ce vrea, conducere colectivă. Deci, cum zic, domnul Dragnea, dacă mai aveți vreun dubiu, oamenii vor conducere colectivă. Adică vor să se joace și ei de-a Liviu Dragnea. Gata, domne, fluier final. Mă rog, se mai joacă, da, așa, la trecerea timpului. Rezultatul nu mai poate fi schimbat. Tabela a înțepenit. Domnul Bădălău, e clar că e loc de mai bine, dar nu prea cred că e loc de tine, dacă mă întrebi. Mă rog, vom mai vedea. Tot timpul e loc de mai bine. Șefule, dacă insiști, eu cred că loc, mult, mult loc, este de mai rău. Și așa se va întâmpla, ascultați la mine. Și zic asta pentru că mai e un circ care abia urmează. Acum se tipăresc afișele cu el, ca să zic așa. E vorba de nominalizarea candidatului PSD pentru președinție. Dacă PSD nu e scăpat de Dragnea până atunci printr-o decizie în justiție, sau dacă n-are puterea să-l dea jos, fiți sigur că vor fi din nou mari vărsări de sânge. Și un copil observă că mulți PSD-iști apar și zic: domne, Firea e pe primul loc în sondaje, Firea e cea mai bună pentru cotroceni. Vă dați seama că nu vorbesc de capul lor. Susțin în continuare că un congres nu face decât să însănătoșească viața partidului. Domnule, dar în același timp, într-un congres, clar că nu putem face alegeri. Domnule Bădălău, unii ar putea considera că această rezoluție... Statut. Noi trebuie să facem un congres pentru că trebuie să desemnăm, să găsim soluția pentru candidatura din 2019. Așadar, congres, Firea, Bădălău l-au lăsat din brațe pe Neli Vache. Cam așa zic că arată tabloul. Miroasea primăvară în PSD. Se pune de hashtag rezist. Cu Bădălău, cu Firea, cu Tudose, cu Oprișan, asta e că doar dăștea sunt cu cine să defilezi. Ah, Nea Pandele! Nea Pandele! Gata, bre! Ajungi prima doamnă în PSD să moară dușmanii lumea tale.